Denisa Sacală spune că prima clasă de liceu a fost cea mai nefericită din viața ei de elevă din cauza colegilor și a profesorilor. A luat media 7 la purtare și a fost amenințată cu repetenția. A spus că ar fi fain dacă m-aș boteza. Unii copii mi-au propus și profesorii a spus că este, nu știu cum s-au exprimat ei în felul lor. Dar... Tu ai refuzat? Eu am refuzat categoric. Am fost trimisă la evaluare la un psiholog, chiar a mers. Specialistul a spus că e foarte bine. Părinții elevei au sesizat inspectoratul școlar. Melodiile celor de la Planet Shakers au definit și au modelat închinarea contemporană. Înființată în anul 1997 în cadrul bisericii Planet Shakers City Church din Melbourne, Australia, trupa dorește să ridice o generație de închinători din toată lumea. După multe trupe creștine de renume internațional, a venit rândul celor de la Planet Shakers să concerteze și în România. Am primit o invitație din partea acestei biserici minunate, Biserica Agape. Iar noi eram în zonă, am avut un concert în Irlanda la sfârșitul săptămânii, iar cu două zile în urmă am fost în Slovacia, așa că ne-a fost ușor să ajungem în România. Iar mâine plecăm mai departe în Ungaria. Suntem entuziasmați de fiecare dată să fim în locul noi și să fim aici în această seară. Evenimentul a avut loc în data de 28 mai și a fost găzduit de Centrul Creștin Timișoara Biserica Agape.